Dacă i-ai dat logo-urile jos și ai pus logo-uri de Ferrari, cred direct că e Ferrari. Fotografia clasică de seria 5. Cu toate că mă face să mă gândesc un pic la un rit mai oriental. Jucați-o pe asta. S-a dus. Salutare, dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi revenim cu seria voastră preferată. Povestim despre mașinile pe care ni le-ați trimis pe parcursul săptămânii trecute. O mulțime de mașini interesante, vă mulțumim tuturor. Dacă vrei să apare în material de săptămâna viitoare, nu ezita să ne trimiți poze cu mașina ta pe pagina de Instagram Vrum Vrum Vlog, de unde le alegem pe cele mai interesante și le punem în materialul de săptămâna viitoare. Dacă îți place ideea, dacă vrei să mergem mai departe cu această serie de judec mașinile abonaților, nu ezita să dai like acestui material și subscribe pentru a rămâne la curent cu noutăți Vrum Vrum Vlog. Hai să vedem ce mașini am primit pe parcursul acestei săptămâni și sunt sigur că o să fie câteva foarte interesante. O să te rog ca pe parcurs să ții minte care ți-a plăcut cel mai tare, iar la final să scriem sau să spunem fiecare preferata din clipul de astăzi. Prima mașină trimisă este a lui Adelin. Ne-a trimis o Toyota. Toyota MR2 super frumoasă cu faruri descapotabile. Bă, mi se pare foarte șmecher mașina asta. Ideea următoarea, pentru un necunoscător, dacă i-ai dat logo-urile jos și i-ai pus logo-uri de Ferrari, cred că e Ferrari. Și mai mult decât asta, oamenii au dus-o la un nivel mai ridicat și au luat mașina asta și au modificat-o într-un Ferrari. Ca o paranteză, m-am documentat, am văzut că un MR2 nu-mi place de la mai nou, îmi place ăsta mai vechi cum e al tău. Ca și valoare undeva la 8500 de euro. Și important, vreau să-ți arăt o chestie super mega tare, că mașina asta are diferite forme, frate. Cu alte cuvinte, au luat băieții și au pus un kit de Ferrari, mă. Jucați-o pe asta. Mașină de 40.000. Mega mișto mașina. Și asta mi se pare tare, că la 40.000 să-ți iei o mașină care să te bage într-o zonă de Ferrari. Uite, Ferrari F355 replica, 22.000. Sunt multe mașini interesante în zona asta. Ia uite-o pe asta, frate, 31.000. De-aia te-n puii mei. Doamne, ce frumoasă e. Wow. Jucați-o pe asta. Deci da, e o bază foarte mișto. Nu știu dacă ai modificat tu lucruri la mașina asta, pentru că am văzut-o că e cu numere roșii. Jantele sunt interesante. Sincer să fiu, aș merge clar pe o jantă de genul acesta, dacă îi găsești. Mamă, cum arată asta, mi se pare... Pah. Dar ai potențial. Uite, acum ți-am dat și o direcție. Aia roșie este targetul și a ta este undeva la mijloc. Adică este în direcția corectă. Dar ne place și apreciem alegerea ta, dragă Adelin. Următoarea mașină este a lui Alex, ce ne-a trimis un Fluence. Frumos. Bă, voi vedeți cât de frumos au desenat ăștia de la Renault mașina asta? Doar că am observat că n-a prea funcționat, adică n-am prea văzut-o pe stradă. Nici nu prea a avut un target, adică n-am văzut-o încadrată undeva foarte clar mașina asta. Probabil și de asta n-o vedem. E super frumoasă, arată într-un mare fel, dar nu prea are cu cine să concureze. Mi se pare așa între clase, nu e nicăieri. Dar mașina ta arată foarte bine, îmi plac foarte tare jantele și apreciez foarte tare bandourile astea de pe portiere. Big like, îmi plac foarte tare. Foarte mișto mașina. Următoarea mașină este a lui Alex, un E90 cu bara sfântă modificată din M2. Am văzut că asta e soluția, să iau o bară de M2, să combine cu una de E90. Fain, interesant și domul. Dacă te-ai dus în zona asta, cred că singurul lucru ce l-aș schimba la mașina asta sunt jantele. Dar arată într-un mare fel. Chiar arată bine. Îmi place. Felicitări pentru tuning. Mi se pare super curajos, dar am văzut că este o soluție folosită de foarte mulți oameni, ceea ce mă face să mă gândesc că și în realitate arată la fel de bine. Felicitări, dragă Alex. Următoarea mașină este a lui Andrei. Băi, eu am spus-o și o susțin. Deci nu există în perioada respectivă și și acum, mă, din punctul meu de vedere, nu există mașină ca design să bată Alfa Romeo 159. Ei trebuiau să facă următorul lucru, să rezolve problemele ei clasice, că au avut o grămadă de probleme din punct de vedere tehnic, adică să loveau cu tot felul de probleme mașinile astea și clar era aiurea că își făcuseră deja un renume că mașinile nu sunt în regulă și aș fi păstrat linia aceasta de 159 pentru că mi se pare... Jos pălăria. Ne place. Următoarea mașină despre care povestim este cea a lui Andrei. Opel Astra. Ok. Nu e chiar o Astra simplă. Ok. Wow. Mamă. Wow. Doamne, cât de frumoasă e. Fuuu. Felicitări. Jos pălăria. Mi se pare extraordinar. Este din zona de buton cu clopoțel, pentru că mi se pare atât de bun gust și atât de simplu și atât de elegant și totuși arogant ai modificat mașina asta încât nu-mi rămâne decât să te felicit, dragă Andrei, mă înclin. Chiar este o mașină superbă. Important, în fiecare săptămână, 3 dintre voi veți câștiga câte un raport car vertical gratuit din partea casei. Ce trebuie să faceți? Pur și simplu intrați în comentarii, lăsați-mi seria de șasiu pe care vreți să o verificăm și o poveste a mașinii. În material de săptămâna trecută, FGR ne-a spus așa: salutare, un Seat Leon FR
pe care vreau să-l cumpăr este de vânzare de ceva timp. Am fost să-l văd, era foarte prăfuit, se vedea că nu a fost pornită de mult mașina. Nu a fost interesat nimeni de ea. Vânzătorul din acel parc auto spune că a avut o daună, însă nu știe mai multe. Hai să vedem despre ce daună povestește vânzătorul din acest parc auto. Important, în linkul din descriere ai 20% reducere la orice raport și poți să vezi istoricul mașinii tale. Mașina asta are o înregistrare în 2013 de kilometraj, asta înseamnă că nu poți să garantezi numărul de kilometri la momentul actual și are o daună, exact cum ți-a spus vânzătorul, între 14 și 24 de mii de lei în Germania. Deci, teoretic, este real ce-ți spune. Acum poți să mergi și să-i și arăți cam ce daună are și să poți să negociezi cu dânsul. Dar da, a fost pe bune ce ți-a spus omul. Acestea fiind spuse, revenim la nostru clip cu Răzvan. Seria 5. Frumos. Asta mi se pare next level, deci mi se pare fotografia asta, mi se pare fotografia clasică de seria 5. Asta la fel mi se pare fotografia clasică de seria 5 cu tine în mașină, mi se pare așa că te potrivești foarte tare cu mașina, cu toate că mă face să mă gândesc un pic la un ritm mai oriental. Dar îmi place, mașina îmi place, e o bază extraordinară și am observat că mulți o modifică și o modifică cu bun gust, chiar cu bun gust. Seria 5-ul are potențial într-o direcție corectă și te felicit pentru ce ai făcut cu ea. La momentul actual, cum arată aici, arată incredibil de bine. Ne place, dragă Răzvan. Cezar ne-a trimis superbitatea asta de golf. Mamă. Superb. Mamă, cum arată interiorul ăla. Jos pălăria. Atâta de bun gust și atâta de frumoasă poate să fie mașina asta, încât efectiv nu am ce să spun despre ea. Volanul i-aș pune un original totuși. La ăsta mă gândesc, clar. Nu este neapărat pe placul meu, aș merge pe la original, dar arată incredibil de bine și ăsta. Documentându-mă, am observat că volanul ăsta nu e chiar de nicăieri. E pus acolo cu cap. Jantele sunt superbe, lipul ăla e genial, farurile îmi plac, jos pălăria. Este din zona așa, da. Sunt deja două mașini care se bat umăr la umăr pentru cele mai frumoase mașini de astăzi. Nu știu ce aș alege până la momentul actual. Trage în concluzie la final. Claudiu ne-a trimis o Skoda, un Octavia VRS. Mamă, cât de bine arată. Jantele, jos pălăria, se leagă extraordinar de bine cu toată linia mașinii. Îmi place și faptul că ai pus pleoapele alea pe mașină. Îmi place foarte tare lipul. Overall, mașina este superbă. Îmi place tare de tot. Mi-ar plăcea să lași în comentarii, dragă Claudiu, cam cât costă o asemenea mașină la momentul actual, în așa fel încât să recomandăm oamenilor diferite mașini, pentru că Octavia, în general, eu văd o mașină extraordinar de bine și de ușor pletabilă pentru orice utilizator de mașini. Dayan ne-a trimis un E46. Jantele mă înclin, curată, elegantă, bara față M-Technic, cred că e 2 ăsta, superbă, la fel și bara spate cu evacuări de M3, LED, big like, felicitări, jos pălăria, o mașină extraordinară, cam așa ar trebui să arate orice cupe din generația E46, felicitări pentru mașină, dacă o vinzi, dă un semn. Următoarea mașină despre care povestim este a lui Denis. Denis ne-a trimis un Mercedes CLS, dintr-o perioadă pe care eu o văd super relevantă. Nu știu dacă e o mașină care să prezinte foarte multe probleme, dar mie mi se pare extraordinar de frumoasă și a scăzut incredibil de tare valoarea acestei mașini. Trebuie să ai în vedere că dacă te uiți la ea, mie nu mi se pare cam bătrân deloc. Foliile sunt folii, fain, nu? N-ai ce. Chiar îmi place. Revenim cu următorul câștigător al unui raport Car Vertical, Marian Cociș. Ne-a scris așa: mașina în cauză este un Audi A6 C7 pe care îl dețin de 4 ani. De când am mașina, în fiecare iarnă am avut câte o daună. Sunt curios dacă apar toate daunele. Hai să vedem. Daune există. Este un A6 diesel. Ultima înregistrare în 2021 cu 184.000 de kilometri și ai două daune. Una în 2020 și una în 2021. Probabil asta nouă încă nu a fost înregistrată. Important, trebuie să ai în vedere faptul că daunele prin asigurator apar în raportul Car Vertical. Mi se pare un raport interesant, mișto și că ai număr de kilometri. Eu aș face încă o servisare ca să pot să îmi confirme numărul de kilometri în momentul în care aș vrea să vând așa ceva. Din 2017, foarte mișto mașina, să te bucuri de ea. Important, în descriere ai link cu 20% reducere la orice raport și de menționat, dacă vrei un raport gratuit din partea casei, lasă-mi în comentarii seria de șasiu pe care vrei să o verificăm. Mergem mai departe cu Dima. E un Hyundai și o Frontera. Fraților, deci a scăzut valoarea la mașina asta, mai ales la Santa Fe. Dacă e întreținută corect și dacă a avut grijă proprietarul de la care vrei să cumperi mașina, bă, o iei pe 2 lei. Mi se pare o mașină care încă e relevantă, iar Frontera, mișto făcută. Jante,
bara față. Foarte faine. Cred că consumă ceva. Iar pentru că vorbim despre consum, mi-ar plăcea să-mi lași în comentarii dacă ai instalat aplicația Mall Move. De ce spun asta? Pentru că în ultima perioadă eu am descoperit o grămadă de beneficii în aplicație. Aplicație pe care te invit să o descarci, iar dacă ești utilizator de mașină, folosește-o pentru că îți apar multe, multe beneficii. Începând de la carburant mai ieftin și nu în ultimul rând cu produse din shop. Uite, de exemplu, ultima dată când am fost la mall, am primit o cafea gratis prin intermediul aplicației. Instalează-o și sunt sigur că o să descoperi multe beneficii acolo, mai ales dacă alimentezi de la benzineriile Mall. Următoarea mașină este a lui Dragoș. Este vorba despre o Astra. Interior din piele, frumos, Vauxhall. Fain, ne place. Forțat un pic jantele. Eu, probabil fiind implicat emoțional, m-aș duce într-o zonă mai alb, mai ceva mai deschis la culoare. Dar e interesantă și alegerea ta. Dacă aș fi mers în zona asta așa de arămiu, probabil le-aș fi făcut mat. Nu știu, ceva mi se pare că nu se leagă. Dar există posibilitatea să fie strict din punct de vedere a imaginii și ea de fapt să arate foarte bine în realitate. Apreciezi interiorul, se vede că ai făcut pași înainte cu ea, sub capotă ai ce trebuie. Drumuri bune, dragă Dragoș! Următoarea mașină este a lui Fernando, ce ne-a trimis un A6. Brodere, nu cred că ai etrierii portocalii. Schimbă etrierii. N-ai cum să faci pe mașina asta portocaliu. No, no, no way, te rog eu. Colantul este incredibil. Bunul gust pe care l-ai folosit să nu ai nimic în plus pe ea, ai folosit doar roșu și negru, arată incredibil. Dar etrierii ăia urlă să fie revopsiți. Fă-i simpli roșii și îți garantez că mașina o să arate next level. Doar că sunt sigur că de foarte multe ori avem tendința să modificăm mașina că ne mai plictisim de ele și o mai dăm din când în când cu mucii în fasole fără să ne dăm seama. Așa arăta mașina la început, așa arată acum. Felicitări, dragă Fernando! Ne place ce ai făcut cu mașina. Următoarea mașină este a lui Vio, ce ne-a trimis un Mito. Mamă, ce interior legat cu exteriorul, frumos. Nu este neapărat mașina mea preferată pentru un băiat. Dacă ar fi fost quattrofoglio, probabil. Nu-mi dau seama, nu cred că e quattrofoglio, dar evacuările alea sunt frumoase tare. Combinația de culori o apreciez și îți urăm drumuri bune, dragă Vio! Robert ne-a trimis un E46 cu niște jante de la Japan Racing care se leagă incredibil de bine cu lipul de pe față. Pragurile sunt mișto. Bă, mie îmi place foarte tare la de pe lunete, jur. Mi se pare atât de fin eleronul ăla de pe lunete cu eleron de pe haion cu trapa deschisă, este clasic românesc, dar nu într-un sens rău. Chiar faină mașina, dragă Robert. Următoarea mașină este a lui Mihai. Mihai ne-a trimis o Honda Civic, sfânta Honda Civic, care se transformă în mașină de curse foarte ușor. Incredibil de tare poate să meargă mașina asta. Eu, dacă mă gândesc la mașina asta, primul gând îl am la Alex Mirea. Uitați-vă cât de tare merge mașina și dacă era galbenă, chiar că m-am gândit la ea, că și asta lui Mirea era galbenă. Și este vorba despre motorul de EK4 B16. B. Cred că asta e configurația, dar uite-te, fii atent cum pleacă aici mașina. Ja. S-a dus. Mi-aduc aminte foarte bine accidentul ăsta la Straja, la Alba Iulia a avut loc. Ăsta a fost primul gând când am văzut Honda ta, dar clar este o bază foarte mișto și poate să meargă într-o orice direcție. Poate să meargă la raliu, poate să meargă la circuit, în orice direcție dacă te gândești să începi Honda Civic. Este o opțiune excelentă. Să nu uităm de ultimul câștigător al unui raport car vertical de săptămâna aceasta. Este David. Mihai, te salut de la Alba Iulia. Suntem chiar vecini de bloc. Te pupă, fratele. Am cumpărat mașina de la un coleg de al tatălui meu. Un A4 din 97 și vreau să-l duc cât mai aproape de starea lui originală. Merită, por mai departe. Hai să vedem despre ce este vorba. În general, mașinile mai vechi nu prea mai au istoric. După cum spuneam, nu avem informații despre ea. În cazul în care găsești rapoarte fără istoric, trebuie să ai în vedere că nu îți este consumat raportul, poți să verifici o altă serie de șasiu. Nu este neapărat un semn rău, doar că trebuie să ai în vedere că în ultima perioadă, dacă mașina nu are istoric, partea bună, clară, este că nu a fost neapărat implicat într-un accident cu asigurator, dar din păcate nu poți să verifici numărul de kilometri. Important, în descriere ai link cu 20% reducere la orice raport și de menționat, dacă vrei un raport gratuit din partea casei, lasă-mi în comentarii seria de șasiu pe care vrei să o verificăm. Următoarea mașină este a lui Ionut. Ne-a trimis un Mercedes. Mamă, cum se leagă jantele cu grila față. Dacă aș avea un Mercedes,
așa aș vrea să arate, de genul ăsta, că E-ul meu este mai elegant, n-are apucături din astea așa undercover. Foarte frumoasă mașina, extraordinară. Nici n-am ce să spun despre ea, chiar mi se pare extraordinar ce ai făcut cu ea, curată, elegantă și ai păstrat o linie originală. Important, dacă ar fi să aleg, ar fi între Astra și Golf. Le-aș da amândorura locul 1. Pentru simplu fapt că nu le prea poți compara, Golful 1 este mai clasic, Astra este mai nouă. Am avut câteva mașini extraordinare în clipul de astăzi, vă mulțumim încă o dată că ne-ați trimis atâtea mașini frumoase. Nu ezitați să trimiteți în continuare pe pagina noastră de Instagram, dacă n-ați apărut, mai trimiteți o dată, pentru că sunt multe mesaje ce se pierd prin requesturi, pentru că avem o mulțime de oameni ce își doresc să apară. Acestea fiind spus, eu am fost Mihai Beldie, îți mulțumesc foarte mult că ai rămas până la final, lovește cu încredere butonul de like, să știm că mergem în direcția corectă, apasă butonul de subscribe pentru a rămâne la curent cu noutățile Vrum Vrum Vlog și până la următorul material. Nu uitați, iubiți-vă mult, mașinile, pa, pa!